Vreau să luați în calcul două reperi. 1. Vă pun la dispoziție, în primul rând, a să vă pun la dispoziție amendamentele pe care le fac consilierii locali ai Partidului Social Democrat în ședința de buget. Nu am mers în nicio formă pe principiile populiste, în care noi să solicităm diverse chestiuni fără acoperire bugetară. Am prevăzut exact de unde și cum pot fi luați banii, din ce capitol bugetar pentru a fi bugetate alte chestiuni. Iar noi vrem să venim în fața Consiliului Local, propriu-zis, cu o altă filozofie bugetară. Iar filozofia noastră bugetară se referă în mod concret la investițiile pe care trebuie să le facă municipalitatea ca multiplicatori de venituri. Pentru că nu este suficient să satisfaci orgoliile personale construind diverse structuri megalitice fără niciun fel de utilitate, în care să îngropi bani sau din care să scoți bani. Și asta luați-o ca un semn de întrebare. Dar vom vedea în raportul Curții de Conturi. Este important să faci investiții care generează venit. Și aici mă refer în mod concret la înveloparea de procuri, considerând că este corect și bine ca aceste investiții să fie făcute în anvelopări și reconstrucții de blocuri, cetățenii beneficiind de o scădere a facturii, practic le rămâne în buzunar undeva la 15-20% la fiecare factură. Pe de altă parte, sunt prioritare investițiile în sănătate și în învățământ. Acestea sunt cele două elemente, acestea sunt cele trei elemente pe care noi le avem ca filozofie bugetară. Din acest punct de vedere, o să vedeți în amendamentele pe care le-am făcut, pe care le vor face consilierii locale ai municipiului Bacău, și aici vreau să vă spun un element de natură juridică. Suntem obligați, deci noi vom solicita scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de buget. La cum se manifestă trupa de decidenți politici din primăria municipiului Bacău, cu certitudine va fi înfrântă orice fel de formă de negare. Atunci, în conformitate cu dispozițiile legale, consilierii locali sunt obligați să susțină amendamentele pe care le fac, pe care noi le-am făcut. Pentru că amendamentele care le fac consilierii locali sunt amendamentele cetățenilor. Asta este munca de reprezentare pe care o fac consilierii locali. Ulterior, consilierii locali ai municipiului Bacău își vor vota aceste amendamente, dar nu pot vota bugetul Consiliului Local pe anul 2015. Vor vota împotrivă. Și o să vă dau exact elementele. 1. Este elementul de legalitate. 2. Credem că prin voința majorității peneliste nu vor fi alocate sumele de bani așa cum considerăm noi. Fapt pentru care nu vom vota acest buget. Deci sunt cele două considerente. Și aici o să vreau să discut în mod concret pe date, sume și cifre. Și o să vă spun exact și de ce nu suntem populiști. O să vedeți pe lista amendamentelor faptul că toate solicitările noastre bugetare nu se referă, și vă dau un exemplu concret, în momentul în care solicităm un consolidare imobil pe strada Mărășești, suntem perfect conștienți că nu putem, acesta este amendamentul numărul 4, nu putem să solicităm din prima consolidarea și refacerea acestui imobil. Pentru ca să ajungi în etapa de consolidare și refacere, deci de activitate propriu-zisă, trebuie mai întâi să ai documentație cadastrală, expertiză tehnică, studii topo, studii geo. Toate astea trebuie anvizajate mai întâi prin hotărârea Consiliului Local și am solicitat, de exemplu, suma de 30.000 de lei. Puteam foarte simplu să facem o chestiune populistă și să solicităm, până un exemplu concret, undeva la 1.200.000-1.700.000 de lei. Adică refacerea propriu-zisă a blocului. Am luat această sumă. După licitația care s-a desfășurat la blocul de pe Martir Horea, cel care a sărit în aer. Da? Atâta a fost licitația. 1.700.000 de lei. 1.600.000-1.700.000. Nu am solicitat așa. Am solicitat ca aceste blocuri să fie prinse în buget,
după ce sunt prinse în buget, se vor desfășura toate aceste documentații care cu certitudine vor se vor desfășura timp de un an de zile, urmând ca în anul viitor să fie intrate în lucrările de reconstrucție. Asta este modalitatea prin care noi ne-am exprimat. Vă repet, n-am făcut-o într-un mod populist. Pe de altă parte, vreau să ne uităm foarte atent la cifrele care le avem pe buget. Trebuie să plecăm de la faptul că ne aflăm într-o etapă în care am rămas cu un excedent de circa 27 de milioane de lei. Deci aproximativ 6 milioane de euro pe execuția bugetară a anului trecut. Nu pot să nu observ că sunt câteva capitole bugetare care sunt un pic fanteziste, ca să mă exprim într-un mod elegant, și n-am să o fac în felul grobian în care se exprimă Primăria Municipiului Bacău prin adrese, hârtii și prin imposibilitatea de a te exprima în fața lor. Începem cu același proiect megalitic, sală de sport. Da? Avem o sală de sport bugetată cu 2 milioane de euro. Se vor găsi răspunsuri. Că îi avem din împrumut. Da, o parte sunt din împrumut, dar o parte sunt din excedentul de 6 milioane de euro rămași de anul trecut. Și vreau să facem un calcul, pur și simplu. 2 milioane de euro versus spitalul TBC, care costă undeva la 4 milioane de lei. 4 milioane 115 lei. Ce e mai necesar? Investiția într-un spital a cărui ultimă reconsolidare și refacere a fost în anul 1972. Investiția în niște pacienți a căror rată de îmbolnăvire s-a triplat în ultimii 4 ani datorită condițiilor municipiului Bacău, condițiilor climaterice din municipiul Bacău, sau să continuăm să investim într-o chimeră denumită sală de sport. Da? Asta este unul dintre principiile bugetare la care trebuie să reflectăm și noi am făcut în acest fel amendamente. Nu pot să nu observ faptul că tot facem tot felul de majorări de capital social. La Sport Club Municipal Bacău alocăm 1 miliard. Mai majorăm capitalul social la centru de afaceri. Majorăm capitalul social la centru de afaceri. Înțeleg rațiunea, pentru că este pe minus. Înțeleg perfect rațiunea pentru care este mărit capitalul social. Cu 300 de mii de lei, în contextul în care centrul Cancicov, centrul de afaceri, mai primește odată 450 de mii de lei pentru diverse cheltuieli de refacere, de utilități, reutilarea birourilor, recompartimentare. Interesant cum ajungi la recompartimentare o investiție care are 4 ani. Bun, dar nu contest. Pe de altă parte, avem discuția referitoare la stadionul municipal. O alocare de 3 milioane de lei. Și un proiect final care va costa 13 milioane de lei. O investiție, din punctul nostru de vedere, megalitică și inutilă. Noi am ajuns să solicităm, deci Consiliul Local, Executivul Primăriei, solicită 3 milioane de lei din bugetul Consiliului Local, în care nu știm ce s-a întâmplat cu aceste cheltuieli de 3 milioane de lei, sunt referitoare la construcții. Dar nu se mai spune nimic de gazon. Ce s-a mai întâmplat cu el? Filozofia noastră este în felul următor. Terminați odată gazonul. Domnul Goian, domnul X sau cine Dumnezeu vrea să-l facă, sub ce forme, și după aia vă apucați de construit stadion. Suma de 3 milioane de lei poate fi alocată pe cu totul altceva. Și vă dau un exemplu concret. Rețeaua de cabinete de medicină școlară. Niciun ban, nicio discuție, nimic. Se poate veni foarte ușor cu argumentul, da, dar nu avem medici. Vreau să vă spun că în conformitate cu legea votată de Parlament și intrată în vigoare anul trecut, fiecare Consiliu Local sau Consiliu Județean are posibilitatea să-și negocieze propriile contracte cu medici, asistenți, cu personal, dincolo de prevederile legii salarizării. Făcând un exercițiu, poți să plătești un medic cu 10.000 de euro, dacă vrei. Atâta timp cât ai o negociere și ai un